Administratorii recunoscuți de ANAF și de justiție ai Asociației 761 cred că ceea ce încearcă autoritățile într-un hei rup general nu poate rezolva criza de fond a asociației. Din punctul persoanei juridice, Asociația de Locatari 761 există, așa cum spune și ANAF-ul în raportul de inspecție fiscală, de Frunză Marin și Spadu Mihaela. Da. Deci, în raportul stabilit în 2013, deci există menționat că funcționează în paralel Palade și Tălmaciu și, sau Pătrașcu actual, așa, ca președinte, da, dar fără nicio calitate. Deci nu au contracte, nu au raport juridic, nu sunt înființați ca asociație. Raportul făcut public de ANAF în 2013 stabilește care sunt persoanele autorizate și recunoscute să reprezinte Asociația 761 în relațiile cu terții, dar și faptul că sumele de recuperat sunt prescrise, că nu pot fi recuperate decât penal și că 110 privilegii imobiliare au fost anulate de conducerea parazit a asociației. În 2011, domnul Pătrașcu împreună cu cei care funcționează în paralel s-au prezentat la prefectură și s-a făcut un referat prin care o parte din cei prezenți în acea comisie care au expertizat niște acte aduse de domn Pătrașcu a spus în 2011 că domnul Pătrașcu și doamna Palade funcționează legal. Dar li se cerea să aducă codul de înregistrare fiscală, actele în care să afirme că asociația pe care dumnealor o reprezintă au dobândit personalitate juridică, au cod fiscal și toate actele ce derivă din aceasta. Nici la ora actuală, în 2014, suntem tot în faza de curs de înființare. Și cu toate astea, spunem, domnule, o să ne înființăm, că ne vor oamenii. Ne vor oamenii, ăia care au de plătit la ora actuală 18 miliarde. Nu putem scinda asociația în două sau în patru sau în șase. O luăm toată la grămadă. Vreau să știu cui. Cui o să împartă cele 18 miliarde datorie? Asim, știți de ce? Prefectura, luna trecută ne-a cerut o situație, atât nouă, da, pentru persoanele la care plătesc aici, cât și dumnealor pentru cei care plătesc dincolo. În momentul în care a pus cap la cap cele două situații prezentate la 30 iunie, a spus așa, zice, domnule, dar unde sunt cele 18 miliarde? Pentru că dumneavoastră la cei 70 de persoane care plătesc la dumneavoastră aveți de recuperat 43.000 de lei, da, și până la 1.800.000 de lei. Unde sunt? Păi zic, dar de ce mă întrebați pe mine pe la cei 70 de oameni? Întrebați pe cei care au gestionat cele 90% din apartamentele acestei asociații. Părerea celor doi administratori este că gruparea condusă în prezent de președintele Vasile Pătrașcu este de fapt o căpușă politică a unui partid, o asociație privată ce a virat banii încasați pentru avantaje ale unor grupări și care a grăbit falimentul societății publice a Pattern. Asociația de locatari 761 funcționează de aproape 8 ani cu două administrații, rezultate în urma unei adunări generale ambigui, contestate în câteva sute de procese. Problema de fond o constituie e deturnarea unor subvenții și suprafacturarea serviciilor de utilități de către Apa Term și Apa Canal. Un deficit de circa 18 miliarde lei vechi a dus la închiderea treptată a tuturor utilităților. De curând, administrația financiară a declanșat procedura de declarare a insolvenței pentru a determina găsirea unei soluții la criza de administrare a asociației.